Vreți să aveți o grădină plină de flori, dar nu știți ce soiuri să alegeți ca să reziste și în caz de secetă? Puteți alege cu încredere trandafirii, fie că sunt soiuri urcătoare, soiuri ale căror flori sunt cultivate pentru pus în vază, ori soiuri ornamentale, trandafirii sunt spectaculoși și nu au nevoie de îngrijiri speciale. Și un lucru foarte important, rezistă bine pe timp de secetă, așa că succesul unei grădini înfloritoare aproape tot anul este garantat. O îngrijire normală, simplă, ca la orice plante de grădină, sigur, în caz de secetă, puțin irigat. În rest, dacă fac diferite boli sau dăunători, iarăși trebuie avut grijă foarte ușor, fac afide, păduchii de plante, afide. Cum se stârpesc păduchii de plante? Există soluții speciale cumpărate din... Da, există soluții de fitosanitare cu care scăpăm destul de ușor de ei. Dar important este să-i urmărim, să avem grijă când apar, imediat să intervenim, pentru că după aceea bobocii se pot deforma, se pot chirci din cauza asta și la adică chiar toată planta poate fi afectată. Trandafirii se pot planta în grădină atât primăvara cât și toamna. Singura diferență e că plantele puse în pământ primăvara trebuie udate zilnic până când se prind. Apoi vă puteți bucura de frumusețea florilor, mai ales dacă alegeți soiuri decorative, cum sunt cele din grupa Floribunda. Cei din grupa Floribunda nu au nevoie de îngrijiri speciale. Singura îngrijire este un îngrășământ. Dacă dorim îngrășăminte, mă refer la îngrășământ foliar sau îngrășământ primăvara de vreme, îngrășământ natural, gunoi de grajd, sau îngrășămintele complexe, dar dacă dorim, pentru că sunt care nu doresc și doresc să fie ecologic, și atunci numai efectiv un îngrășământ, să zicem așa, cu gunoi de grajd, dacă dorim. Dar ce mai necesită, să zicem așa, ca și lucrare de bază, la baza portaltoiului cresc drajoni și drajonii trebuie îndepărtați. De ce? Pentru că dacă nu se îndepărtează drajonii, aceștia omoară partea bună, altoiul, și poate muri trandafirul. Dar în rest, nu necesită îngrijiri speciale, este o grupă care este rezistentă. Acum că știți ce plante rezistă bine chiar și temperaturilor caniculare, vă mai rămâne să vă faceți planuri pentru toamna care urmează. Decideți ce trandafiri ați vrea să aveți în grădini și alegeți-le locul potrivit.